Municipiul Hunedoara devine tot mai atractiv pentru investitorii privați. Un nou proiect începe să prindă contur, rezultat al activității de lobby desfășurate sistematic de administrația locală. Noua imagine a orașului atrage și investiții cu ștaif, cea mai recentă fiind un complex comercial modern ce va fi realizat de compania condusă de fostul mare internațional Gică Popescu. Noul complex comercial va transforma radical zona acoperită acum de ruinele fostelor fabrici de tricotaje și încălțăminte de la intrarea în oraș. Complexul comercial va fi amplasat pe un teren de 21.000 de metri pătrați, iar suprafața închiriabilă va fi de 6.000 de metri pătrați, construită pe un singur nivel. Investiția se ridică la aproximativ 6 milioane de euro și va genera aproximativ 100 de noi locuri de muncă după finalizare. Lucrările efective vor începe în a doua jumătate a anului viitor și estimăm că se vor termina în ultima parte a anului 2025, a declarat Gică Popescu la întâlnirea cu primarul Dan Bobouțanu. Ce înseamnă pentru Hunedoara și pentru hunedoreni această nouă investiție în municipiu? În primul rând, așa cum am spus în nenumărate rânduri, în acest mandat ne-am propus să avem cât mai multe discuții cu investitorii privați, chiar cu investitorii ai statului român, pentru a putea să atrage cât mai multe investiții în municipiul Hunedoara. Suferim la acest capitol, așa cum suferă cele mai multe orașe din acest județ, probabil în proporție de 90%. Discuțiile au fost purtate de foarte multe luni de zile. Îi interesa perspectiva de dezvoltare a ei, dorind să cumpere practic un teren privat. Evident că o investiție de acest gen va aduce încasări în bugetul local și aici mă refer la impozitul pe clădiri, mă refer la impozitul pe teren și un lucru foarte important, acele locuri de muncă, pentru că cele mai importante venituri într-un buget local sunt acelea din IVG, deci din locurile de muncă. Impozitul pe proprietate este foarte mic în orice oraș din România, dar impozitul pe venitul general este un impozit consistent care ți se reîntoarce bugetul local din impozitul pe salariu plătit de către contribuabilul care are loc de muncă acolo. Nu este singura investiție care a reușit să o atrage către Hunedoara, evident. Au mai fost prezentate și alte investiții. Conceptul acesta modern al investițiilor din Uniunea Europeană se referă la investiții de 50-100 de locuri de muncă, 150-200. Nu se mai fac combinate siderurgice. Astfel, încă o zonă a orașului aflată în paragină renaște din punct de vedere economic. Și dacă tot s-a aflat la Hunedoara, Gică Popescu nu a plecat fără un tricou al Corvinului.